Se descrie ca fiind un rom vesel și cu suflet. Este cel mai cunoscut deținut din penitenciarul de maximă siguranță Craiova. Bună ziua, sunt Adriana Stoicescu și vă invit în câteva momente să urmăriți Condamnații, emisiunea celor încarcerați. A ajuns în închisoare pentru a treia oară. 22 de ani de detenție a executat până acum pentru fapte cu violență. Este rom și mândru tare de originea sa. Cine este acest bărbat și ce a făcut de a ajuns în închisoare, aflați imediat. Cine a ajuns să cunoască aceste locuri nu le va uita vreodată. Cine a făcut parte din lumea rece și de neînțeles a închisorilor nu va uita vreodată cum se vede cerul printre gratii. Când spui închisoare, sufletul îți îngheață brusc, iar gândurile grele dau năvală. Ești cuprins de o tristețe unică. Este amărăciunea tăcerii lumii condamnaților. Pentru bărbatul din aceste imagini, la închisoare este ca și acasă. A executat până acum 22 de ani de detenție. Se află în lumea condamnaților pentru a treia oară. Este un bărbat dintr-o bucată, un rom dârz și mândru foc de etnia sa. S-a născut și a crescut în Târgu Jiu. Se descrie cu trufie un rom învățat. Cum e la închisoare? Domnișoară, ce pot să vă spun? Eu sunt de 15 ani arestat pentru infracțiunea de omor și am trecut pe mai multe etape de stări sufletești, cum ar fi de pildă la început, te gândești, am lăsat familia acasă, ce-am făcut, ai timp, se numește carantină, aici în penitenciară, în încăperea aceasta, aici te gândești ca o cameră de gândire, de ce am greșit, de ce am făcut asta, oare a meritat? A fost foarte greu, normal, că am trecut prin perioade stresante, dar acum, după 15 ani, devine ca o a doua obișnuință. Adică, ce vreau să spun cu asta, am fost instituționalizat. Devine casa ta. În fiecare dimineață același program. Te scoli, mănânci, bei cafeaua, ieși la curtea de aer și restul programului zilnic. Dar ce s-a întâmplat? Păi, undeva în Târgu Jiu, chiar lângă coloana Infinitului, un restaurant, un incident spontan. Am fost și, poate să spunem, și nervii aia bărbătești la vârsta aceea. Pe un fel de răzbunare, zicea procurorul anchetator care instrumentează cazul, domnul Ioan Diaconescu, care l-a instrumentat și pe domnul Țundrea. Și acum o să spun că, într-o anumită măsură, poate că a greșit în privința mea. Pentru că, după un an de zile, a murit victima. Și a murit în alte condiții. Stop cardiorespirator. Acasă. Un an de zile. S-a instalat în spital. Și mi-a redeschis cazul. Și îmi dă 25 de ani plus 2. Pentru că eu aveam o coadă. Coadă se spune în termenii de judecată, pedeapsa anterioară m-a liberat condiționat. Și mai rămas pe acolo câteva luni de zile. Și alea toate le contopește judecătorul dacă faci o infracțiune și îți dă spor de contopire, zic dânsii. Dar ce s-a întâmplat concret? V-ați bătut? Da. S-a uitat fost, unul la dumneavoastră? Ce a fost exact acolo? Ei erau doi, bodyguardul și el, zic ei. Un rus, unul serbic, că e în dosar, nu pot să mint. Și a început o bătaie, la care eu am scos un cuțit și am înțepat pe amândoi. Dar niciunul n-a murit pe loc. Victima moare peste un an de zile, cum v-am spus. În acest an eu am fost judecat de trei instanțe judecătorești. Adică, Târgu Jiu mi-a dat 12 ani. Domnul Măruță, socul lui Andra. După aceea am venit la Curtea de Apel, mi-au dat 24 de ani aici. Iar la Curtea Supremă de Justiție au făcut contopire și mi-au dat 25 de ani plus 2. Singura victimă. Unul singur a murit, dar peste un an și ceva de zile. Georgica Căldăraru avea 32 de ani când a intrat pentru a treia oară pe poarta unei închisori.
Au trecut de atunci 16 ani. A fost condamnat pentru omor la 27 de ani de pușcărie. Are 47 de ani și a petrecut toată tinerețea după gratii. Pentru el, închisoarea este o obișnuință, o poveste de viață din lumea celor încarcerați. Georgică are un umor aparte și caracteristic locului în care și-a petrecut atâția ani. Nu mai știe cum arată viața de dincolo de zidurile închisorii și ce înseamnă să fii un om liber. Ce ți-a spus la proces despre dumneavoastră? Nici nu se ia în calcul așa ceva. Vă rog să mă credeți. De aia am adus certificatele de la necropsie și mandatul de executare, să nu spună cineva că mint. Ăsta este mandatul de la Curtea Supremă de Justiție. Și acum, după legea cea mai favorizantă, am făcut penitenciarul autosesizare, contestație la executare, că s-au schimbat legile în România și modul de a judeca oamenii. Și mi-au luat 5 ani din drepturile complementare. Asta ce înseamnă? Drepturile complementare înseamnă ai voie să votezi sau cam așa ceva. Deci să votez. Iar la alții care pur și simplu sunt fapte odioase. Studenta aceea care l-a decupat pe cămătarul ăla și l-a împachetat. Îi dă 16 ani, domnișoară, pentru că era studentă. 16 ani. Iar aici sunt deținute cu 30 de ani condamnare pruncucidere. Nu. Nu e ok. Domnul Robert Cazanciuc, ăsta este apel către dânsul și foarte alarmant. Am pe unul în încăpere care este handicapat. N-are picioare. Și a dat 10 ani la tentativă de omor. Dragu Vali Nicolae. 10 ani tentativă de omor în căruciore. Câți bani consumă statul cu el? 10 ani de zile. Mi-ați spus că sunteți a treia oară la închisoare. Când ați ajuns prima dată? Câți ani aveți? Aveam 24 de ani. Și ce s-a întâmplat atunci? Tot o bătaie. Da, m-am bătut. Nu sunt hoț. Că așa mi-am crescut copiii. Trebuie să-i crești, nu să furi de cotețe de la oameni găini. Și ce condamnare ați avut atunci? Atunci era imediat după Revoluție post-decembrist, 99, știți? Mi-a dat 7 ani la tentativă de omor, tot așa. Bătaie și dacă ții peste 20 de zile medico-legală, este penal. Și a doua oară ce s-a întâmplat? A doua oară am făcut o recuperare de bani și victima, pentru că nu avea să-mi plătească banii, a spus mi-a luat inelul, mi-a luat ceasul, m-a dat jos din mașină. Numai atât, pentru că eram recitivist deja. Așa e la recitiviști. Dacă te duci acum la poliție și mă reclami că v-am agresat sau v-am adus injurii sau o jignire, vă crede și din ce cauză? Prima dată, cei de la poliție bate calculatorul. Cazierul Georgică. Ia să vezi acolo, ăsta e un infractor notoriu, are 5 intră la închisoare. Am mai bătut oameni, imediat sunt acuzat. Nici nu trebuie să fie adevărat. Georgică este un personaj aparte în închisoarea de maximă siguranță de la Craiova. Este tot timpul bine îmbrăcat și cu zâmbetul pe buze. Este unul dintre cei mai glumeți deținuți. Este cunoscut de către toți condamnații închisorii. Povestirile sale sunt pline de un umor trist și de învățăminte. Îi place să-și povestească viața cu un lux de amănunte. Din toate destăinuirile sale nu lipsește familia. Este tare mândru că familia i-a rămas aproape. De ani de zile vin la el la pușcărie. Nu i-a reproșat niciodată nimic. Familia ce-a spus? Familia. Ce poate să spună decât să mă compătimească și să mă iubească? Astea două categorii, altfel nu merge. Nu există familie. Pro și contra. Ce credeți că marii magnați ai fotbalului, dacă au ajuns la închisoare, nu-i mai iubește familia sau ce? Aici nu e vorba de zilul domnișoară sau de bani. Este, de pildă, eu sunt tată și bunic. Am să vă spun ceva dacă îmi dați voie într-un minut. Paternitatea este una din cele mai nobile funcții animale. Niciun animal mai evoluat nu-și părăsește puiul din temere la ce ar putea să spună lumea. Criminal, prostituată sau vezi, Doamne. Numai noi, că noi oamenii suntem morbiți de principiile astea. Ce spune vecinul? Că fata mea e prostituată la autobandă și de aia o prigonește de acasă. Dacă eu m-aș întrebosti de cea mai frumoasă femeie din lume și mi-ar pretinde să-l părăsesc pe micuțul meu, mi-aș înfrânge iubirea față de ea și nu aș părăsi pe micuț niciodată. Pentru că suntem datori față de perpetuarea speciei cu asta. Cine rupe lanțul și fugi, îl numesc rădător. Cum să numească tatăl meu, care are 80 de ani și m-a căutat 15 ani la închisoare? Frații mei, soția mea a crescut cei 4 copii, a căsătorit și am 5 nepoți, care, credeți-mă, Maia o cheamă. Stă într-un cartier, în Târgu Jiu, se numește Drăgoieri și îmi zice că sunt cel mai tătaie frumos din lume, credeți-mă. Și mereu spune tătăiță,
când suni, te rog frumos să-mi dai polițistul ca să-l întreb de sănătatea ta. Și eu sunt obligat că polițistul nu poate să vorbească pe telefoanele noastre. Vorbim prin card, știți, undeva pe perete este, există. Și îi dau un coleg, că e mică, e în clasa întâi. Și îmi recită domnișoară, crede ce te lege în codurile, știe la perfecție și crezul. Și spune, tătăiță, vreau să spun o rugăciune pentru noi. Deci asta nu... Avem și noi familie, clar. Cum a fost întâlnirea cu închisoarea? Când vii de pe arestul poliției, prima dată te duce la procuratură. Te leagă, te asta. De fapt, domnișoară, nu vă spun de frică cuiva. Nu e vina lor. Deci sistemul. Cum scrie Sedles Dur, Alex? Legea este dură, dar e lege. Oamenii, tot oameni sunt cei care te arestează. Cei care te țin în custodie. N-au, deci n-au treabă. Dar asta e meseria lui, trebuie să mă ducă. Te leagă cu mine la spate. Te duce la procuror, îți instrumentează cazul. Și după aia te aduce la penitenciar, după stat o perioadă pe arestul poliției undeva acolo, da? Tot ca o închisoare e. Te aduce aici, aici te încarcerează. Pur și simplu. Sunt oameni puși de așa natură. Polițiștii. Te încarcerează, te bancă într-o căpere și dai ochii cu 10 inși, 2 inși, 3 inși, cum e celulele, sunt de 3 persoane. Trebuie să cunoști oamenii și începem să ne spunem păsul unul la alții. Și fiecare povestește, facem cunoștință. Stresul e foarte mare, credeți-mă. Și acum, după atâția ani, și am o stare de liniște dimineața, când mă scol și mă dau jos pe marginea patului și pun mâinile la față și zic, iară tot aici sunt. Legea cea mai favorizată. Pe mine nu m-a afectat cu nimic. De ce? Nu e corect. La unii le-au luat câte 15-16 ani. 6 ani, 7 ani, 8 ani, 3 ani. Și același mod de infracțiune. Credeți-mă, același mod de infracțiune. Deci nici... Pentru unii, cum a spus la televizor domnul Robert Cazanciuc, pentru unii va fi mumă, pentru unii va fi ciumă. Și așa a fost. Nu i-a dat drumul nici lui Gigi, domnul Becali, care omul a făcut numai bine. Ați văzut, un sat a făcut la rast. De case. Dom'le, credeți-mă, eu nu sunt stelist. N-am treabă cu omul, nu-l cunosc. Nu l-am, decât la televizor l-am văzut. Eu sunt de etnie romă. N-am nicio treabă cu partea machidonilor sau ceva. Nu fac parte din nicio grupare. Dar vezi binele. Când un om face bine, îl bagă la pușcărie. Al Capone, fac o paranteză și vă spun, Al Capone niciodată n-a făcut pușcărie domnișoară pentru omor. Eu am citit cărțile lui. Pentru evaziune cu statul. Că vindea coniac la calorifer, că era prohibiția în anii aceia în America. Coleg de închisoare cu Georgică este și Flavius, un tânăr de doar 23 de ani, ajuns după gratii pentru viol. Flavius Ovidiu Cojocaru este de fel din Drobeta, Turnu Severin și se află în lumea condamnaților pentru prima dată. A fost condamnat la 10 ani de închisoare. Se descrie ca fiind un copil răsfățat căruia nu i-a lipsit niciodată nimic. Un adolescent fără minte. Cu o sinceritate cutremurătoare povestește că părinții l-au scăpat din mână și a ales un anturaj nepotrivit care l-a și adus la pușcărie. Ce s-a întâmplat? Cum ai ajuns aici? Păi, într-o seară eram cu prietenii mei prin oraș. Aveam o prietenă care am luat-o cu prietenii mei și am dat-o la unul dintre ei. Și așa am fost acuzat de viol. Dar de ce ai făcut asta? Din cauza anturajului. Eram într-o seară de ebrietate. Prietenii mei m-au convins ca să le împar și lor și din cauza anturajului am ajuns la pușcărie aici, în locul acesta. Dar despre ce anturaj este vorba? Ce fel de prieteni aveai tu? Păi, aveam fel și fel de prieteni. Unii care erau cu băutura, unii cu drogurile. Și am intrat și în anturajul lor și am ajuns foarte rău. Tu te-ai drogat? Consumam, nu. Eram consumator, dar foarte rar. Mai mult consumam băuturi alcoolice. Cum te-ai întâlnit cu drogurile? M-am întâlnit pe acolo, prin cartier, tot la fel, la o vârstă foarte fragedă, când prietenii mei mai mari începuseră să consume. Am încercat și eu. Și într-o perioadă mai îndelungată am ajuns să fiu consumator, dependent, pot spune. Câți ani aveai exact când ai început să te droghezi? 15 ani, 16. Și cu ce te drogai? Nu, consumam iarbă, nu... Un drog mai ușor. Care îl fumam.
Părinții tăi știau? Nu știau, nu. Ei erau cu serviciu, cu... Și am avut, pot spune, mâna mai liberă, așa un... Tu ești singur la părinți? Nu, mai am un frate, mai mare. Nici fratele tău nu știa ce faci? Nu știa nici el. Umblam, eu intrasem într-un alt grup de prieteni, avea alt grup. Nu știa cu ce mă ocup eu, ce fac. Când veneam astăzi acasă, vedeam dovada că nu am nimic, că nu... Familia ta ce a spus când a auzit că trebuie să vii la închisoare și cu ce fapt? Ce să mai spună, tot la fel. Nu le-a venit să creadă ce am făcut, pentru că provin dintr-o familie bine organizată. N-am avut în familie niciunul dintre membrii familiei sau chiar neam să fie judecat, nu să ajungă la închisoare, să fie judecat pentru o anumită faptă. Am fost primul. Am încercat să mă ajute să scap, da? N-am mai fost nicio șansă. Flavius este încarcerat de aproape 2 ani. Își amintește că niciodată nu s-a gândit că ar putea ajunge la pușcărie. Avea 21 de ani când a intrat pentru prima dată pe poarta unei închisori. Cum ai fost tu primit aici? Cum să vă spun eu, a fost o primire bună. Pentru că nu sunt oameni care să fie periculos sau cineva să te întrebe pe tine de ce e sau să se ia de tine. Cum am intrat... M-am așezat într-un pat și a fost o primire bună, pot spune, de ceilalți colegi de cameră. După cât timp te-ai obișnuit cu închisoarea? M-am obișnuit după câteva zile. Mi-am dat seama că n-am ce face și trebuie să merg mai departe, să ies, să încerc să depășesc acest obstacol în viața mea. Te vezi rezistând 10 ani în închisoare? Da, da. N-am încotro, trebuie. M-am obișnuit cu gândul că o să fiu aici pentru o perioadă de câțiva ani de zile și trebuie să lupt să merg afară, lângă cei dragi, să fiu bine, sănătos, ai mei de afară la fel și încet, încet trece, dar cu trecerea anilor trece și viața mea. Acum eu mă rog ca să timpul să treacă cât mai repede, dar trec și eu odată cu el. Ai făcut un calcul la ce vârstă ar trebui să ieși? Da, la 27 de ani. Ar fi eliberarea condiționată. Și te-ai gândit ce vei face după? Sincer să vă spun, nu prea m-am gândit, pentru că am mult de dus. Oricum, când o să ies afară, nu o să mai fiu cum am fost. O să încerc și eu să-mi construiesc o familie, să-mi iau viața care am avut-o, să-mi fac ceva, un rost în viață. Tu câte școală ai? 9 clase. Sunt înscris la penitenciar aici, în clasa 9, 8 clase de afară. N-am mai continuat. Când mi s-a întâmplat cu... de-am fost judecat, n-am mai continuat. Nu, n-am mai avut, cum să vă spun dumneavoastră, cheful acela de școală. Eram supărat, am auzit că se face școală și în penitenciar și am zis să o continui aici, dacă tot... Că știam că nu mai am nicio scăpare. Pentru că eram recidivist de la suspendarea aceea, care aveam de 4 ani cu tâlhăria. Deși au trecut ani de când a intrat pentru prima dată pe poarta unei închisori, Georgică spune că nu va uita vreodată acea zi. Era tânăr și nu știa nimic despre pușcărie și lumea ei. Era un tânăr plin de ambiție și bătăios. Nu suporta să-i facă nimeni vreo observație. Eram prea tânăr atunci. Eram speriat de moarte. Nu realizam ce se întâmplă. Era... Dar bine și să dă comuniștii de la putere. Și nu s-a făcut să tranziția asta, vedeți, a trecut 20 și ceva de ani de atunci. Atunci nici nu aveam condiții de trai. Erau niște haine, dacă ați văzut, nosânda, cu amzapelea, din acelea foarte groase. Și cu lanțuri, vorbesc foarte serios, ne punea lanțuri la picioare, când mergea la instanță, foarte groase, așa marinărești. Și cu cheie de 14-17 strângea piulița la picior, indiferent de infracțiune. Era o ladă undeva acolo la sectorul punct control. Fiecare deținut când mergea la instanță sau ieșea din penitenciar afară, se ducea și își lua lanțurile și le monta, iar un deținut desemnat avea o cheie de la garaj și strângea piulița cu șaibă Grover, ca să nu poată să deschidă cineva pe drum. Punea două piulițe și vine foarte așa. Și mergea în instanță, alții legau cu sfoară lanțul de aici, de centură.
Și când mă vedea mama în instanță, a căzut jos din picioare, maica mea direct, când a văzut ce a făcut băiatul meu. Ce să înțeleagă mama când ea e mama mea? A căzut jos, credeți-mă, am văzut cu lanțurile mari și eu copil. Era mai grele decât mine. Normal că eram disperat și foarte bulversat. După cât timp ați obișnuit cu închisoarea? Nu pot să spun obișnuință nici acum. Dacă ar fi să fac o comparație așa, ca un survivor, trebuie să mergi mai departe. Mă întărește familia mea. Nu e obișnuință, să știți. Nu e obișnuință. Și cei din jur, deținuții la fel sunt. Toți se vede supărarea pe ochii lor, în fiecare dimineață. Ne sculăm și ne uităm unul la alții. Deci suntem, nu există obișnuință aici. Ce lume ați găsit la închisoare? Ce lume? Oameni, domnișoară. Victor Hugo spune undeva că nu există oameni buni sau oameni răi, există doar oameni. Fiecare are tragedia lui. E o tragedie în viața fiecărui om, clar, asta. Deci nu se pune, nu se pune problema altfel. Fiecare are tragedia lui și povestea lui. Dar se spune, cu ghilimele de rigoare spun asta, că fiecare de sunt are trei dosare. Unul la tribunal, unul în penitenciar și unul în cameră. Sunt oameni și cu pedofilie, cu astea. Înțelegeți, care trebuie să mintă. Că ce e rușine de fapta care a făcut-o. Aici suntem pe trei categorii. Suntem maximă siguranță, grad sporit de risc și închis. Așa e penitenciarul Craiova. Deci noi sunt la categoria închis. Am trecut de grad sporit de risc și de maximă siguranță. Că am executat 15 ani. Am fost cu minte, cu anumit punct de vedere. Deci am făcut programe de resocializare prin compartimentul reeducare. Ramura cultural educativ. Multe cursuri. Am luat și două diplome aici, pentru că se fac cursul de calificare. Da, am luat la calculatoare LCD-ul, diplomă. În 22 de ani de închisoare, Georgică a ajuns să cunoască lumea condamnaților ca pe propria-i viață. A cunoscut de-a lungul timpului tot felul de deținuți. A ascultat povești cutremurătoare. De la fiecare condamnat a învățat câte ceva, așa cum speră că și alții au avut ce învăța de la el. Câți ani efectiv de închisoare aveți până acum? 27 de ani, da? Plus 6 ani și 8 luni. Plus 7 ani. Și din ăștia câți ați făcut? 2 ani și 8, 4 ani și 8 luni, 6 ani și cu 15, 22 de ani. Care a fost cel mai greu moment în toți anii ăștia de închisoare? Am fost bolnav o perioadă. O perioadă am fost bolnav și am fost la penitenciarul spital Jilava. A trecut perioadă grea, că dacă ești bolnav aici în închisoare, ți să închid toate speranțele. Ce zici, bă, după ce că sunt arestat, mai sunt și în pușcărie, gata. Dar Dumnezeu și cu ajutorul familiei, care m-a susținut în toate punctele de vedere, am trecut și peste asta. Plus, de ce să spun, m-ar bate Dumnezeu. Dom'le, sunt profesioniști și aici în închisoare. Oamenii zdăceau, că nu sunt fonduri, domnișoară, atât de multe. De unde bani? Ar da oricine. Zice, dom'le, aș mânca cât mai bine, dar mănânc după buget. Așa e și cu mâncarea în închisoare, cu hainele, cu medicamentele, dar să știți că m-au salvat. Niște medici fantastici care mi-au băgat perfuzii și toate astea și uitați că n-am murit. Dacă nu se vroia, nu trăiam că. Când a intrat pe poarta închisorii, Flavius a avut senzația că intră într-o junglă. Toată copilăria i-a trecut prin fața ochilor atunci. A început să regrete ceea ce a făcut, dar era mult prea târziu. Mai avusese o condamnare cu suspendare pe care însă a ignorat-o tot timpul. Nu a știut niciodată ce înseamnă cu adevărat o condamnare cu suspendare și care sunt consecințele ei. Avea să afle când a intrat pentru a doua oară într-o sală de judecată. Împreună cu un băiat a întâlnit un biznițar. De ce? Am fost complice. Nu pot să vă spun, a fost pe moment. Aflam pe acolo, pe la mine, prin cartier, pe la un magazin și băiatul care mă întâlnise cu el pe acolo, pe la magazin, s-a înfipt într-un biznițar care schimba bani, era cu cursul valutar și vindea țigări. Și când el a tâlhărit pe acelea, a furat poșeta și cu ce avea cu țigările, cineva parcă m-a împins la spate să fac și eu acest lucru cu el. Că n-a fost ceva plănuit să fie, să vreau să fac lucrul acesta. A fost o fracțiune de secundă care, nu știu ce a fost în capul meu, nu mi-am dat seama ceea ce fac și am ajuns să fac acea tâlhărie.
Tu cum ți-ai defini perioada ta de înainte de închisoare? Păi a fost o perioadă foarte frumoasă din viața mea. Eram, făceam ceea ce vroiam, eram răsfățat, așa cum v-am spus, mergeam pe la cluburi, peste tot. Deci n-am avut o perioadă din viață care, când eram afară să fac ceva, să stau în casă, sau nu eram ca ceilalți băieți care eram cu ei în școală, să fie... Eram diferit. Ei erau cu școală, ei învățau, mie nu-mi plăcea. Nu-mi plăcea să învăț, să fiu ca ceilalți. Eram diferit. Ieșeam, nu învățam, nu mergeam la școală, chiuleam de la ore, nu învățam. Nu dădeam interesul pentru ce era bun în viață, ceea ce trebuia să faci la acea vârstă. Dar tu la vârsta aia ce visai să faci în viață? Nu știu, ți-ai dorit să ajungi, nu știu, unii spun, domne, vreau să mă fac doctor, vreau să mă fac mecanic. Tu ce vrei să Da, de mic mi-am dorit să fiu poștaș. Da. Îmi doream să... Vă dați seama, cu trecerea timpului, când am mai crescut, am intrat în acel antrenaj de care v-am vorbit, am avut primul dosar penal și atunci mi-am dat seama că nu mai pot fi ceea ce mi-am dorit când eram mic. După aceea m-am angajat și eu, am muncit când am făcut 19 ani, m-am angajat, am fost plecat prin altă țară la muncă, prin Grecia. După aceea m-am angajat și prin țară. Flavius își amintește că nu întotdeauna s-a drogat și a făcut tot felul de grozăvii. A avut o perioadă în care a muncit și a câștigat banii prin muncă. După cum l-ați auzit, a fost plecat în Grecia, unde a lucrat mai bine de 5 luni la culesul fructelor. A avut acolo o conduită impecabilă. Prietena ta te-ai mai întâlnit după incident? Da, m-am întâlnit pentru că am fost judecat în libertate. M-am întâlnit, ea era de acolo la mine din cartier, la un bloc vecin. Am întâlnit cu ea și la instanță și prin cartier. Și ce te-a spus? Nu mi-a zis să-mi zică ceva, pentru că și ea nu era o fată care să fie perfectă. Ea a mai acuzat încă un băiat, tot la fel pentru viol, pentru un presupus viol, după aceea s-a împăcat cu el pentru o anumită sumă de bani, cu noi la fel, deci ea urmărea chestiile acestea. Nu era o fată care să fie o fată cu minte, care, nu știu, să... Era o fată mai... Nu știu cum să o numesc într-un cuvânt mai, să nu... Diferită de celelalte. Avea și ea scopurile ei pentru foloase materiale și... Așa s-a întâmplat și cu noi. Ea cam a urmărit să întâmple acest lucru cu noi. Pentru că din asta cam își... Nu știu... Din acest lucru facea bani. Georgica este încarcerat în penitenciarul de maximă siguranță de la Craiova, un loc rece care te înfioară imediat ce a intrat pe poartă. Este una dintre cele mai grele închisori din România. Aici sunt închiși deținuți cu pedepse mari, condamnați pentru omor, tâlhărie, viol sau infracțiuni economice grave. Georgica a petrecut în această închisoare mai bine de 15 ani. De ce vă e cel mai tare dor de afară? De copiii mei, normal. Eu cu soția suntem prieteni doar. Nu, deci, cum ar fi la noi, spun la țiganii. E o gelozie din asta crasă, că nu știu ce. A trecut și la noi chestia asta, nu mai e așa. Suntem prieteni, suntem părinții copiilor, prin copii suntem neamuri. Ce neam sunt eu cu nevasta mea? Nu suntem niciun neam. Dar totuși mai am și eu din asta de-a lui Mohamed. Adică femeie mai supusă la noi, la țigani. Înțelegeți? Adică nu s-o bat, sau vezi, Doamne, că nu m-a așteptat 15 ani. Că eu nu bat femeile, clar asta. Nu. Bărbații de calibru meu se bat numai cu bărbații. Deci nu cu femeile. Și nu-i acceptă ăștia care fac asta. Femeile, să dau o definiție așa, Cabala, în Biblia indiană am citit, și spune că lacrimile femeilor sunt numărate de Dumnezeu. Și de asta nu e bine să faci o femeie să plângă niciodată. Am avut o mamă, Dumnezeu să o ierte, o femeie de un metru și ceva. Și mereu de câte ori făceam contra o nerozie, că eu mă băteam mereu în stradă cu băieții.
Of, cât am tras să te fac. Domnișoară, vă spun sincer, așa spune asta în camera, cât am tras să te fac. Măi, mamă, mă, cum poți să faci așa ceva? Ea mă ducea la școală, mama româncă, tata țigan. Mă ducea la școală, se dădea mare cu mine, uite, băiatul meu. Se făcea atitudine de noblețe din faptul că eu sunt băiatul ei. Chiar dacă era român, că l-au iubit pe țigan până a murit, pe tata, și numai cu dragă își vorbeau. Tata trăiește, are 80 de ani, e bătrân, dar trăiește, are pensia, muncit la stat. Nu, nu toți țiganii fură domnișoare, pentru că suntem o etnie. Deci nu toți, și m-ar fi și românii. Toți românii parcă fac nerozii. Din 20 de milioane e o anumită ramură de oameni care fac asta. Cum iubesc romii? Poftim? Cum iubesc romii? Aoleu, păi cum să vă spun? Adică ea face așa, ea face așa. Și zice, când zice flăcărica, pe cuvântul meu de onoare, nu uit, zice, ha bă, că mergem la prămărie ca să votim. Adică nu știe nevastă mea ca mine, eu fiind crescut de român, că am vocabularul adecvat. Și am citit cărți, am făcut liceul. Păi, eu mă strâng ca ea și zic, adică cum fată mergem la prămărie? Așa se zice, bă, dar tu știi mai bine că ești copil de româncă. Aha, zic, tata s-a dus împețit la socrii mei. Păi și i-am zis tu, tata, și acum îi zic, tata, de ce nu mi-am luat și o fată de la liceu de-a mea? Pentru că așa cum sunt, am avut multe prietene de românce. De ce nu? Ce are? N-are nimic asta. Culoarea pielii e nia din care faci parte și apatea, am spus, că nu e un handicap. Așa am citit în cărțile românilor. Așa scrie acolo și clar asta, inima nu poate să comande iubirea, asta e ceva fantastic. Și mereu eu o tracasez cu chestia asta, că să votim. Bă, dar tu știi mai bine, ea mereu să supără. Bă, dar mi-e drag de tine de mor, zice, bă, și acum tu n-ai îmbătrânit deloc. Că e aceea a crescut copiii și albi părul. Chiar nu se vopsește. Eu am zis, nu sunt contra la machiaj. Toate fetele mele se machiază, poate să poarte blugi, nu are nicio problemă asta, nu numai fuste. De ce nu? Ce înseamnă asta? Deci de rădui este român, care o am pe aia mică, pe Maia de la el, de-a luat-o pe fiica mea. În cartier acolo s-a îndrăgostit, care e problema? Nu mă bag în familie ei. Am obligația bărbatului să-și protejeze familia, nu să... Da. Pentru că mâine pe mine ar zice fiica mea, tăticule, m-am despățit de sus din cauza că ai mai tale idei preconcepute că ăsta e român și eu sunt țigancă. Nu, domnișoară, nu e corect. Dacă nu citeam cărțile, poate rămâneam la stadiul acela îndobitocit. Dar numai să știți, țiganii acum se căsătoresc cu româncile și româncile cu țiganii. Doar ați văzut și dumneavoastră cu mine. Georgică, am putea spune că și-a petrecut mai toată viața în închisoare. Se află la a treia condamnare. A executat până acum 22 de ani de pușcărie. Cei mai frumoși ani ai lui s-au derulat dintr-o închisoare în alta. Are copii și chiar nepoți. Nepoata lui Maia este mândria lui. Nu pierde nicio ocazie să povestească despre micuță. Are o relație specială cu fetița. În anii de detenție, bunicul Georgică a strâns frustrări și dureri cât în două vieți. Și a acceptat soarta cu o resemnare amară. Își povestește viața cu detașare și cu un umor trist, unic locului. Ce reprezintă iubirea pentru dumneavoastră? Păi e ceva aici. Ați văzut cum zic ăștia din liceenii? Zice, am niște pitici aici în stomac. Eu când o văd pe aia mică, eu gata. Sunt gata. Nu mai sunt eu Georgică. Ia mă ia așa, mă ia așa, atâta mânuțe are, maia mea, uite așa, tăiță ce drăguț ești, Doamne, dar nu-mi faci o curte fantastică, vă jur, nu mă venerează. Când a venit la mine fiica mea cu ea, acolo la Târgu Jiu, e o masă din aceea de plastic cu picioare și fața de mă și fiica mea mi-a adus-o cu ginerele. Zic, uite, făcut e asta, aha, săticule, bravo, și îi pusese bănuțe aici și o chestie de mătase și niște ochi fantastici, mari, că de aia spune că copiii spun adevărul și Iisus a spus, lăsați copiii să vină la mine. Se vedea Dumnezeu în ochii ei și au o grăsuță, că zicea Maia Grăsunica. Și am pus-o pe masă și am dat pe împărțul jos de pe ea. Și ea nu știa, pentru că copiii pipăie cu mâna și cu gurița primată să guste. Bagă în guriță tot de aia, nu-i bine să-i lași la... Și am luat-o și am ridicat tricoul și am băgat-o pe aici, vă dau cuvânt, și am scos-o cu capul pe aici, că la mine tricou. Și ea s-a uitat la fie mea și la gitenii meu. Și după un timp s-a încălzit pe pielea mea. Vă spun cu mâna pe inimă, am tras speranță că poate face ceva și pe mine, să fiu și eu bunicul.
Știți că fiecare părinte să șteargă și el copiii lui să facă asta. Dar n-am făcut. Nepoțica mea, primul meu nepot, făcut din sângele meu, prelungirea mea în neființă. Așa a restat cum sunt. Fiecare vrea să aibă prelungirea lui în neființă. Și mă uitam, zic, Doamne, merit eu asta? Uite că am și eu nepoți acum. Din momentul eu am devenit matur când am văzut fetița. Nu mai eram georgică ăla. Din orice, gata, hai la bătaie. Nu mai, n-am mai lovit oameni niciodată de atunci. V-a schimbat în vreun fel închisoarea? Sigur că da, maturitate, domnișoară. Și nu numai vârsta. Din momentul ce am fost instituționalizat, am dat, cum să vă spun, am făcut cunoștință cu oameni din mai multe ramuri sociale. V-am spus că există lanț trofic. Aici te întâlnești cum ar fi să stea cu unul cu Nea Gigi în celulă, cu domnul Becali. Păi nu are ce învăța. Nu știu ce crecii lanț despre el. Dar omul, domnul, e fantastic. Credei unii oameni care, că normal care dânsul are dușmanii lui acolo, în lumea lui, dar n-ai ce învăța lucrurile de la omul ăsta. Asta sigur. Deci n-ai ce să înveți lucrurile. Ce să spune domnul Gigi? Du-te ăla furat. În schimb, dacă stai cu un pedofil, ăla ce poate să spună domnișoară din gura lui? Ăla nu mai sunt stres vasta? Nu mai e... Nu mai, pur și simplu, ăla e dispărut după fața pământului. Mai ales dacă îmi mere, Doamne, iată-mă într-o celulă, oameni care nu-l bagă în seamă de urât, că toți avem copii, nu-l suportă. Pedofil. A omorât copilul de 3 ani la sfârșit de gât și l-a aruncat pe câmp. Gata, în momentul ăla devine un paria. Nimeni nu-l suportă aici. Ce să vezi la dar? Eu, intrând în sistem aici, având cunoștințele elementare, pentru că v-am spus că mama fiind româncă am învățat carte, deja parcă mi-am văzut locul în altă parte. Adică mi-am ales prietenii foarte cu mare băgare de seamă, cadrele au văzut asta la mine, am intrat la programe de socializare, adică am învățat aici, v-am spus cu calculatoarele, în 15 ani era calculatoare pe timpul meu, dar erau telefoanele acelea Motorola, atâta stație, când m-a arestat pe mine în România. Nu veni să nu ochia și ce. Aici am învățat la calculatoare, domnișoară, am luat o diplomă. Deci oricând mă duc afară, deschid laptopul, știu să fac asta. Iar Maia se va minuna nepoțica. Uite tătaia meu ce știe. Credeți-vă că eu să am 50 și ceva de ani când mă liberez, nu? Peste 3 ani când voi intra în comisie, amânare adecvată, sau vezi, Doamne, cum va fi atunci, am 51-52 de ani, nu? Mai are de stat în temniță câțiva ani, numără fiecare clipă ce trece, nu mai are răbdare, tânjește după libertate și după mirosul serilor de primăvară. Se vrea un om liber din nou, vrea să-și plimbe nepoata liniștit prin parcuri. Seară de seară își numără clipele petrecute în lumea fără de compasiune a condamnaților și trage concluzii. Ce ar trebui să știm noi cei de afară despre închisoare? Pentru că noi suntem oameni, credeți-mă. 99,9% dintre noi putem să mergem acasă. Sunt oameni în închisoare care trebuia dat drumul acum, cu legea cea mai favorizată, domnișoară, și nu le-a dat drumul. Îl pune pe ăla cu brățar la picior. Păi ăla în cărucior, ce brățar ai mai trebuie, domnișoară, încotro să o apuce ăla în cărucior? Care n-are picioare de aici, l-a tăiat un tren. Deci așa stă, cu rotilele. Noi îi punem rotilele. Înțelegeți? Pentru că apelează la bună înfelița proverbială a celor din cameră. Bine, penitenciarul e asigurat însoțitor. E un deținut special pus cu treaba asta. Penitenciarul și-a făcut treaba. Dar ministrul justiției nu știe asta. Ministrul justiției bagă-i în închisoare. 50 de inci bagă-i acolo. Bagă-i și pe ăștia cu 2 ani. Bagă-i și pe aia cu 2 ani. Dacă pui în situația cum a făcut ăla de la Cluj cu Caritasul. Peste 100 de oameni cred că s-au spunzurat în momentul când le-a mâncat banii. Ăla e un criminal legal, cum zice tataie de la Bigi Mafia. Păi de ce? Domnișoara ăla, Beslan, a pus o bombă și a omorât grădința aia de copii, da? La în Rusia. Păi și ăla este erou. Așa zic musulmanii. Allahu Akbar și asta. Dar Georgica e un criminal notoriu. Care e criminal notoriu?
Flavius descrie cu pertinența locului viața de închisoare. Nu dorește nimănui să ajungă să cunoască lumea rece și rea a pușcăriilor. Este o lume despre care spune că te înrăiește, te învață să experimentezi răbdarea și resemnarea. O comunitate plină de trăire, dar fără de trăire. Un loc al contradicțiilor și al lacrimilor. Nu-și mai aduce aminte de câte ori a plâns și de câte ori și-a exersat râsul forțat. Era un copil când a intrat în această lume. După numai o lună de detenție, s-a maturizat și a înțeles greșelile făcute. Ce-l mai găsești aici? Fel și fel de persoane. Unele sunt mai bune, unele mai rele. Lumea de aici, din închisoare, se bucură de răul tău. Mulți îți sunt aproape la un caz, mulți se bucură de răul tău. Deci lumea este diferită. Dar, în mare parte, toți sunt buni, pentru că nu mai este pușcăria care era odată să fie cu violență, cu... Nu mai. Tu le-ai povestit colegilor de... În detenție, cu ce fapt ai venit aici, ce au spus? Da, da. Am stat cu unii de vorbă, că în mare parte nu te întreabă nimeni cu ce e sau... Ce să zic, că toți am greșit. Niciunul nu este perfect, nu poate să-mi zică mie cineva că de ce am făcut aia sau aia, pentru că toți am greșit de am ajuns aici. Nu este... Sunt puțini care sunt nevinovați. Mai sunt și nevinovați dintre ei care au fost, care au ajuns aici băgați, ca să spun, aiurea sau... Dar mare parte suntem toți vinovați. Și n-au cum să mă judece ei pe mine, să spună că de ce ai făcut aia sau aia, precum că toți am greșit. Cât de vinovat te consideri? Mă consider vinovat. Acum am realizat că trebuia să nu fac ceea ce am făcut. Mă consider în proporție cam maxim la 100%. Sunt vinovat pentru că nu trebuia să fac așa ceva ce am făcut. Ce reprezintă închisoarea pentru tine? Un lucru, cum să vă spun, este foarte... Pentru mine este foarte îngrozitor că am ajuns aici. Este un lucru foarte rău, pentru că nu trebuia să ajung, nu trebuie să ajungă nimeni de fapt aici. Flavius a încercat să se facă remarcat prin respect și ascultare. Își amintește că în cei aproape 2 ani de când este închis, a avut nenumărate momente în care s-a certat cu el, el și doar el. Și-a reproșat nenumărate lucruri și a răspuns la multe întrebări, curiozități pe care, în libertate, nu le-a avut vreodată. Uneori și-a cerut socoteală pentru destinul pe care singur și l-a ales. În acele momente, a conștientizat greșeala făcută. Tu crezi că ai putea să fii vreun exemplu pentru cineva? Da, după perioada care am stat aici și pentru care voi sta, pot fi un exemplu, pentru că pot învăța copii când voi avea și eu, că nu trebuie să greșească, să fac greșelile care le-am făcut și eu. Prieteni, dacă pot spune, că care pot să-i învăț, pot fi un exemplu. Un exemplu bun. Pentru că cândva am fost un exemplu rău și acum pot deosebi răul de bine. Pot alege ce e bun în viață și pot explica și la alții să nu facă ce am făcut și eu sau ce au făcut alții. Să fie corect și să nu ajungă pe aici, pentru că nu se merită. Nu se merită pentru nimic în lume să ajungi aici. Tu ce sfaturi ai primit când ai intrat, când ai venit la închisoare, și de la gardien, dar și de la ceilalți deținuți? Să țin capul sus, să merg mai departe, să nu fac prostii, să fac numai lucruri bune, să pot ieși cât mai repede de aici. Să merg afară, să... Am primit lucruri bune, lucrurile nu... Am putut bine, că dacă era să fie lucrurile, nu le luam în seamă. Luam ce pus să se culeg tot ce este bun pentru a ieși de aici cât mai repede. Tu de ce ai vrut să apar la televizor? Eu? Nu neapărat că am vrut să apar, nu știu, poate pentru a vedea cei de afară, să nu facă ce am făcut și eu sau ce colegul meu care a fost mai devreme sau alte reportaje care au fost luate dumneavoastră, să nu greșească lumea, să nu ajung aici unde am ajuns noi. De aceea am încercat să dau un sfat bun pentru cei de afară, să nu greșească și ei, să... Poate mă vor înțelege. Pentru Flavius, zilele de închisoare se scurg cu mare greutate. Are senzația câteodată că timpul stă în loc. Are, în acele clipe, discuții interminabile cu mintea sa și cu trecutul său. S-a întrebat de nenumărate ori de ce soarta l-a adus în închisoare. Se gândește uneori că are multe păcate de ispășit. Știe că va veni ziua în care va ieși definitiv pe poarta închisorii. Ziua în care el va trebui să demonstreze că este un alt Flavius, unul responsabil și împăcat cu greșelile trecutului. Tu ce crezi că e cel mai important în viața unui om? Libertatea și sănătatea.
Fără aceste două lucruri nu se poate. De ce ți-e cel mai tare dor de afară? De familie. De familie, aș vrea să fiu cu ei, să am viața care am avut-o în trecut. Să merg lângă cei dragi, dar să nu mai fac ceea ce am făcut. Tu când ai primit acea condamnare cu suspendare, ce ți-ai spus? Eram copil, eram fruturatic, să spun așa. Am văzut că n-am fost condamnat, am fost condamnat în libertate. Am zis că totul este bine și că nu voi ajunge. Nu știam că cea mai mică greșeală mă va duce în spatele gratilor. Am crezut că totul va fi bine, că și dacă greșesc, mi se mai va da, mi se mai dă o șansă. Georgica și Flavius, două destine amare ghidate de revoltă și necunoaștere, doi deținuți, două povești, două suflete care cândva au copilărit în libertate și au iubit necondiționat. Până la eliberare, Georgica este deținutul rom plin de pilde. Dați-mi și mie o definiție a închisorii. Am să vă spun prin motoul meu. Eu când am intrat, am făcut un moto al meu. Timpul este singurul aliat a celor care au ca prieten inteligența, dar cine știe să aștepte, timpul îi va deschide ușile. Este o încăpere, ușile se pot deschide, asta ține de atitudinea ta și dacă îți dorești cu toată tăria sufletească chestia asta. Flavius este copilul ajuns la închisoare din neascultare. Mai are ani până va fi din nou un om liber. Până atunci este deținutul elev din penitenciarul de maximă siguranță Craiova. Tu cum te descrie? Cum ești? Sunt o persoană, pot să vă spun, bună. Nu sunt o persoană rea, care să am un suflet rău, care să încerc să merg cu bine, să, dacă pot să învăț pe cineva să ajut, să-l ajut, îl ajut. Dacă pot să-l învăț un lucru bun, îl învăț. Deci nu sunt o persoană care să profite cineva de bunătatea cuiva sau să mă bucur de răul al cuiva.